Thank you. Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. De această dată vom juca cu Brandon. A trecut ceva timp de când am jucat ultima dată cu familia lui și bineînțeles este momentul să facem un nou episod și înainte de a începe totodată avem și cel mai drăguț comentariu. Este trimis de către The Lemon și spune în felul următor. Te apreciez foarte mult pentru munca pe care o depui. Ești youtuberul meu preferat, să nu te lași de YouTube. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru apreciere. Cu siguranță nu mă voi lăsa de YouTube, n-am uh, chestia asta în plan, așa că îmi voi continua treaba. și și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături pe fiecare episoade și îmi lăsați aprecieri, comentarii foarte drăguțe și haideți zim ce se întâmplă și în acest episod. Ce naiba s-a întâmplat cu masa asta? Văd că avem aici un furium, nu știu ce naiba o vrea să fie asta și bineînțeles gemenii care ce face, ce faceți bă pe aici? Frumusețile astea două de băieței, foarte drăguți, cred că sunt băieței amândoi, nu? Da, cu siguranță sunt băieței și sper să vă placă de aceste personaje. Iar în acest episod vreau să merg cu Brandon la Community Space pentru că știți că am făcut acum ce ceva timp un uh, community space în Newcrest și vreau să-l uh, să trec și eu pe acolo să văd exact ce lucruri sunt și ce putem să mai descoperim o dată cu el. Cred că acum nu au chestie de votat sau ceva cu Icola Style, nu. Momentan mai trebuie să așteptăm două zile până vom avea votul. Bineînțeles, o avem aici frumos și pe Lia, care este împreună cu Brandon și hai să vedem. Băi, gata. Eu zic că pot să lași mâncarea. O să-i dau eu aici un cheat să fie make happy și hai să-i schimbăm ținuta neapăratus și bineînțeles, dacă vă place acest episod, noi uitați să lăsați și voi un like. Aștept aprecierile voastre și comentariile voastre. Ce mai nervează că totuși aruncă rufele astea pe aici. Și o să dăm frumos un travel să mergem la plimbare. Să vedem exact ce se mai întâmplă. Posibil și în această seară să fac un nou live stream. Însă asta depinde foarte mult de programul pe care l-am eu în această zi. Însă tot așa undeva după ora 8 încolo ne putem vedea la un nou live. Dar haide să mergem și noi la Community Space. Și gata am ajuns. Hai să vedem ce. Bă, bineînțeles că ne-au golit ăștia absolut tot. Deci am venit aici, deci chiar a rămas fără absolut nimic. Asta e culmea. Și avem asta aici, o check, ok. Hai să vedem ce proiecte au ei de gând de această dată. Și avem chestiile astea. Iar are chestia asta ca să-mi facă mie cior de aici. Nu avem nevoie de chestia asta. Ok, și aici proiecte. Ok, a, ah, avem și proiecte chiar. Uite, Community Garden, Marker Space și Marketplace. Ok, cred că o să venim și noi și o să votăm aici. Cred că voi merge pe chestia asta de Marketplace sau Community Garden. Nu știu, mă mai gândesc la chestia asta, însă mă momentan este ok așa, dar naiba, nu a venit mă nimeni pe aici și ăștia tot au rămas cu pungile pe cap, deci tot vin aici să-mi facă mie ciordel și chestii, unde s-o duce, ia să vedem ce fac ăștia aici, de ce ați venit până aici așa, uite asta s-a băgat, dar eu nu pot să mă bag aici, ce naiba, ne uite, dar cum poate să caute și eu nu pot să caut în tomberoanele astea, ia să vedem ce înseamnă dacă venim noi și facem chestia asta, hai mă, a venit să-mi ia asta locul înainte, pleacă o dată de acolo, ia să vezi, uite, deci vin tot și caută astea și eu nu pot să intru aici. Ce naibii. Order, da, destul de deranjantă chestia asta. Și s-a deschis aici, văd frumos acest magazinaș foarte, foarte drăguț. Dar ăștia văd că au grijă pe aici de toate insectele astea. Chiar e ok, pot să zic, și aici. Deci ne-au scos ăștia absolut totul de pe aici, au furat cât au putut. Și îmi pare rău că n-au mai rămas pe aici multe chestii. Inițial, asta mi-aș fi dorit să găsim mai multe lucruri pe aici. Însă, orașul nostru merge spre bine din ce observ eu aici. Dar aș vrea să pun undeva pe aici prin spate și niște chestii de astea de că tot am ajuns cu el aici, să punem chestiile acelea de la, uite, generatoarele alea le punem, dar nu că alea, dacă le voi pune, se afectează cumva locul oarecum. Nu, nu e bine să le pun, mă gândeam eu că fac chestia asta. Și am primit aseară pe, pe stream o, un comentariu pentru cei care vreți să mă găsiți pe comunitate, așa mă găsiți, Life of Sims Y și aveți toate construcțiile, creațiile mele, le aveți aici. Deci asta nu prea are foarte, foarte multe chestii de făcut aici atâta timp cât nu este un vot sau ceva, plus că trebuie să, ăsta avea și un job, cred, într-un timp, da, are chestia asta de freelancer care nu prea l-a ajutat, am vrut să fac o chestie cu el, dar din păcate nu a funcționat, așa că hai să ne întoarcem înapoi, pentru că nu avem aici chestii, așa că vom vedea ce vom face acasă, go home, go home, nu mai pot să stai aici, din păcate, pentru că nu ai nicio activitate și m-am gândit și la familia Montano ce voi face cu ei, așa că să urmeze un episod în care vom face schimbări în familia Montano V2. Ok, și avem pe cei doi micuți Parcă mi-aș dori să-i cresc Să le dau age up Nu știu ce să fac însă Dar aș da chestia asta pentru că ne va ajuta Să mai avem ceva adulți în comunitate Așa că hai să o punem pe Elia să le facă un tort Și bineînțeles să le dea și lor frumos un age up cu tort Pentru că așa este drăguț Cu toate că mi-e îmi plac foarte foarte mult Așa că sunt aldlări Sunt chiar foarte foarte scumpi Pot să zic Adică chiar foarte super Dar uh, nu o să-i las așa Cel mai bine cred că ar fi să le dăm age up Cu toate că abia le-am făcut și camera asta dar uh, cred nu. De deci ce aici trebuie să le schimbăm paturile obligatorii pentru că nu cred că vor mai avea loc în paturile astea. Și ăștia tot. Ok, dar la ce cântă muzică? Eu nu aud absolut nimic aici e pe medium. ia, uh, yeah, yeah. Hai că nu putem să lăsăm cu muzica tare pentru că ne trezim naiba cu vreun copyright, cu toate că avem jocul cumpărat și toate chestiile, dar ne trezim naiba. Dar mai mai trezi cu copyright-uri din cauza asta. Însă la asta vreau să-i schimb jobul. Hai să vedem. Vreau să fac câteva schimbări aici. De ce ești mă supărat? Oh, oleu, oh, E la băieții, el vrea să face nana, băiatul. Da, 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 da. Cheat, make happy. ah așa e. Uite, deci sunt foarte spresia să sunt drăguț și când vor crește acum. Chiar mi-a părea rău. Deci uitați-vă la fețele lor ce drăguți sunt. Și când e supărat, e foarte, foarte drăguț copilul. așa și o să-i dăm și aici frumos o dată. Așa. Și ăsta să-i schimbăm naiba job-ul ăsta care e jobul ăsta de foaie de mine, e oribil. Drop out university o dată, ca să nu mai mi apară chestia asta pentru că a zis că sunt probleme cu școala în jocul ăsta, nu știu ce naiba dacă n-au rezolvat nici până acum bagurile din Discover uh, Discovery University. Ok, da. Deci nu vom avea voie să ne rolăm în ci, 5 zile de acum încolo. Și o să-i dau quick job. Ce faci, bă, de închin? Ce te-a găsit? Ce te-a apucat aici? A, așa. Hai, hai, hai. Și să-i găsim bă, un alt job mai interesant. Asta nu cred că are job, nu? Da, quick, frumos, ne pare rău. Dar dăm din nou aici pe find a job și vedem dacă găsim ceva mai ok, nu? Trebuie să fie ceva mai ok și pentru el. Hai, mă caut acolo să vedem ce oferte găsești tu acolo cu salarizări și nebunii civil designer ăsta, cred că pare destul de interesant și e tot din ICO, așa că putem să ne băgăm la chestia asta, nu? Voi păi ce ziceți? Eu zic că este ok, cu siguranță va ajuta și vom avea chestii de făcut și avem aici, trebuie să facem niște chestii, cu siguranță voi participa la toate chestiile astea, acceptăm bineînțeles chestia asta aici și am intrat în carieră, hai mă dispar de aici, ok? Și trebuie să găsească niște materiale. Ideea e că ar trebui să le pun și lor un dintre asta, un coș de ăsta de gunoi, cum ar veni, nu știu cum mai ai spune acum că ne scapă la ăsta mare, un container sau ceva de genul de gunoi Dar hai să vedem unde Pe aici trebuie să fie frumușel Boom. Ia uite la aici Și o să-l punem cred undeva în partea asta aici lângă... Stați să vedem dacă avem geamuri și... Da, avem geam aici Deci cel mai indicat ar fi Ia uite bă asta iese din casă Doamne O să-l punem undeva în partea asta Eu zic că este ok așa Și hai să schimbăm Uite să-l facem așa Mai drăguț Și să aruncăm niște chestii în el Să vedem dacă putem să ne și apucăm de job Bineînțeles Băi, asta n-a... A trenat N-a Bă, trebuie și termină ăla Stai aici, nu faci nimic, ce naiba. Dar de ce nu merge bre să bag rufilia asta aici? e asta e că mă și super. Deci asta văd că a mers, hamburgerul este ok, băga și el, dar nu merg rufele puse. De ce naiba nu merg rufele puse la gunoi? Chiar e deranjantă chestia asta. De ce nu-mi dă voie să... Ia uite, dar ce-o fi asta? Ai, minge de fotbal de când era în școală. Ia asta puțin și văd că mai are și un tablou sin. Ce facem cu tablozinul asta Unde naiba la pune? Nu știu ce naiba o fi tablou ăsta. A, e de când le-a făcut când s-a apucat el de le făcea la femeii poze, da, doamne, nu le păstrăm pe nu avem voie să, să păstrăm așa ceva, trebuie să le dăm, bineînțeles. Mai bine, nu prea mulți bani, dar măcar acolo. Ia uite, 69 e asta. Uite ce mai enervează că nu pot să bag astea aici să scăpăm de ele. Dar asta e ne folosim și noi de ce avem aici și cred că pot să-i dau ok. Hai să vedem, pentru că vreau să fac chestia asta. Bă, ce faci acolo? Ce face asta, Dominic? Ce face aici, băi? Se joacă, ok. Nu face la așa că este în regulă. Ia te fetiță aici, deci trebuie să-i creștem pentru că avem nevoie de asta nu face tortul, ce naiba, nu are loc să intre cu la cuptor. nu avem cuptor? Ba da, avem. Cred că nu poți să-l bagi în cuptor. Hii! Vai, doamne, ia uite ce greșeală e aici, leu. Pe păi, ce am făcut, m-am băgat? Ia uite, bă, se băgase mai anul ăsta. Bă, frățioare, m-am tâmpit, naiba de tot. Dar era în ăla acolo cumva? Uite, nu poți să facă, ce? A găsit un scaun? A găsit un scaun? Păi stai bre puțin, de ce nu să... Uite, dar văd că e o problemă aici, pentru că nu-mi dă voie să-l pun acolo. asta stai bre puțin. Stai că face modificări. Modificări generale. bom am dat la asta așa. Lăsăm asta aici, că nu prea ne interesează, dar avem nevoie naiba, ne de la gazul ăsta. Hai, și trece acum frumos aici și dai. Hai, sper că merge de... Gata, este în regulă. Și ăsta a făcut aici, ia să vedem. Deci trebuie să găsească ceva materia. Aolă, de reciclare, vai doamne. Păi da, și asta de aici acum... The cat sat on the Ok, deci trebuie use. Ah, oh, o trebuie să iau ăla de reciclare. Bă, las o încolo de treabă. Hai că de n-am intrat în chestiile astea pe aici 200 de, de ori, dar avem nevoie de chestia aia. Unde naiba era? Unde reciclațion? Uite la aici. Și dacă l avem pe ăsta aici, o să-l punem tot lângă Tomberonius, nu? Trebuie să stea tot în partea asta aici și acum putem să i dăm frumos. Deci avem nevoie de ăla. Ok, recycle și îi dăm de aici ce putem să băgăm noi. Uite scaunelul asta de la avem. Nu știu dacă o fi suficient în doar scaunul. Uite și două lanterne de astea că nu le folosim. Dăm și noi bum aici. Hai, lasă joacă acolo. Hai că asta de când am început episodul tot face la tortul ăla și nu-l mai termin odată. Astea le bag aici și le vând, dar nu înțeleg de ce că nu a... Ui, uh, gata tortelini! Sper să nu mănânci din el că ți-am... ne supărăm rău de tot dacă mănânci din tortul meu. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat ceva, ia fiți atenți că s-a schimbat ceva la vreme. Au, n-am nici, doamne, n-am nici de aia. Doamne, ce mă supra. Ok, cred că. Bă, nici aici nu pot să-i pun. Vai, de mine de și îmi trebuie încă o masă. leu. Deci de n-am intrat în build modul ăsta, în continuu am intrat în el. Hai să punem și noi o masă aici, un festivă. Uite așa. Sper să fie ok acum de data asta și să meargă să nu mai facă probleme. Luăm frumos tortelinul, îl punem pe mijlocul mesei și dăm aici ad birthday candle, bineînțeles. Hai, vină încoa. Bagă mică la reciclațion. Hai, hai că vreau să te văd. Așa. Or tu, acum trebuie să-ți ajuți unul din băieții ei. Așa și să vedem dacă putem să luăm more choice, help. Și luăm prima oară pe Dominic, care este cel mai drăguț. Hai, te rog, sper să fie în regulă, să fie frumos el, pentru că m-am dacă nu e drăguț. Neapărat trebuie să fie ok. Ok, am luat punctulețe, 80, da, da, da. Hai că nu prea am luat multe cei drept. Hai să vedem ce este din băiețel. Sper să iasă drăguț. Hai, tăticule, vino și tu. Flavie. Pentru că e ziua băiețelului tău. Iuhu, Flavi! Uhu! Bravissimo! Bravissimo! Crește băieții! Ia să vedem. Ok, au din ce am văzut acolo parcă să zic că nu prea, hai să vedem, 1, 2, 3, aulă asta este cu, vai doamne și hai să vedem aici câte opțiuni avem, 4 avem, da, hai să vedem și noi, hey Siri, pick a number between 1 and 4. Ok, deci este creativitate pentru primul băiețel Așa și hai să-i punem aici frumos Cu picturi Deci va fi, Da, nu prea pot să zic că-ți mulțumim Ia să te văd, mă, cum a ieșit Ia să te vedem a, Bă, e drăguț, da, e drăguț Deci este ok Și hai să luăm și pe celălalt Vino, mă, și pune aici Vino și pune de-alea Să nu cumva să te atingi de tort Să nu vă atingeți de tort Că nu știu ce vă fac Hai, mă, vino mai repede Că mai e încă un băiețel aici Vai, deci e foarte frumos cât e toddler Nu știu, când crezi, parcă își pierd așa din frumusețe, dar toți tadlării chiar zrăguți când sunt micuți. Așa și dăm frumos aici. Help. Ia pe ăsta mic. Băi, tu deja bei crescut și ai început să faci și pe aici dezordine. Păi ce înseamnă asta? Hai de mai trece tot să spune și ție la mulți ani. Așa. Hai să vedem. La mulți ani. Uite cântă frati, soi, cântă la mulți ani. Așa. Hai să vedem. 3 2 1. Viii! Gata 1, 2, 3 Bookworm. Ok, good. Hey, Siri, pick a number between 1 and 4. Da, bine, dacă e 4 is 4, ok, ce pot să mai zic acum? 1, 2, 3, 4, social și avem chestia asta. Și dăm hai să-l vedem și pe ăsta mic. Bia, bine că e pus fusta. Băi, bă, ia uite ce drăguț Da, bine, fiind gemeni, vă dați seama că seamănă între ei, uitați cât de bine seamănă. Ești drăguț, chiar îți mulțumit de ce ai ieșit aici. Chiar foarte, foarte mulțumit. Măsuța asta trebuie să o aruncăm și să ne uităm la Brandon să vedem dacă a reușit să își facă ceva aici cu punctele lui ce avea pentru jobbing. Dar cred că trebuie să facă Ok, a făcut chestia asta și acum momentan nu avem ni nimic de făcut decât să ducă el la lucruri și cu siguranță va primi și alte tascuri, mai mult ca sigur din lucrurile pe care le are de făcut. Pe, adică așa sper să ne dea să facem cât mai multe chestii și să ne dea chestia de inventator, știți voi, mașinăria aia de îmi schimbă totul. Uite, a trecut pe de ce spre bine și aici. Eu mă mir cum totul merge spre Green și nu avem probleme cu toată treaba pe aici. Uite, aici am o chestie. Ia uite-te. Ascunse le-a pus aici să le țină ascunse pentru el. Hamburger ea și era, a, așa Și la ăștia miștere să le schimbăm Poate să steam în ăsta? Nu doar sit Ok dar trebuie să le schimbăm Automat aici pătuțurile astea Dacă tot la capitolul ăsta în care Mai modernizăm modificăm pe aici Pentru că n-avem na, ce face și căsuța Asta trebuie să o dăm puțin Mai așa spre să fie ok Și hai să le punem și lor pătuțuri pentru Cei doi băieței cu toate că ar trebui Să le schimb din movul ăsta pentru că Sunt băieți amândoi și na nu prea e Așa ok să zic ca să le în culoarea asta și o să facem peste tot, uite așa cu culoarea asta, este chiar ok. La fel și jos schimbăm și punem cu un albastru și acum parcă arată mai drăguț. Ok, și asta trebuie să-l schimbăm pentru că eu mă așteptam atunci când am făcut camera să avem ori băiat, ori fată, chestii de genul asta Casa asta trebuie aruncată. Da, nu mai trebuie să ținem casa asta pentru că nu și are rostul aici. Asta văd că face parte din mobilă, băi, eu zic că este ok, dar hai să le punem pe toți, să vedem exact aici ce variantă găsim noi de pat pentru ei. Cred că o să merg pe varianta hmm, 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 hmm. asta de aici, nu? Eu zic că este cea mai ok varianta asta. Bine, noi nu prea avem multe variante, ci drept. Și o să punem bă, da mare astea, îs cam mari. Ok, deci vine unul aici și ne mai trebuie încă unul în partea asta, care al naiba vine exact un loc în care nu trebuie. Dar uite, dăm așa, îl mutăm pe ursul grizzly pe partea asta și eu zic că acum suntem ok, nu? Arată foarte bine. Gata, le-am făcut și camera băiețeilor și, dragilor, cam acesta a fost episodul cu Brandon și familia lui, bineînțeles. Sper că va plăcut și mai vreți episoade cu ei. Postez foarte, foarte rar această familie. Mai avem aici încă o casă lângă știți am făcut și o familie. Vreau și pe aici să ne mai extindem să mai verificăm construcțiile pe aici și familie pentru că și aici sunt foarte multe chestii de făcut. Așa că dacă v-a plăcut acest episod nu uitați să lăsați și voi un comentariu. Foarte important un like pentru acest clip și bineînțeles în această seară dacă voi putea voi face un nou stream după ora 20. Așa că până la un nou episod de Sims 4. Eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao!